Bună seara tuturor, sunt Arotela cu o etalare specială pentru octombrie, începută chiar acum în plină lună nouă, în balanță. În balanță care ne cheamă la echilibru, la dragoste, la frumusețe, la dreptate, la justiție, la reciprocitate. Și în funcție de casele în care vă pică această lună nouă, frumos ar fi să vă adaptați intențiile pentru următoarea perioadă. Și poate ar fi trebuit această etalare să o fac mai devreme, cu câteva zile, dar nu știu de ce. Așa a fost să fie, că așa se întâmplă de fiecare dată. Este prima mea etalare, să zic, colectivă, făcută la miezul nopții și mă bucur că este într-o zi atât de specială, cum este luna nouă, în balanță, un semn frumos, delicat și totuși puternic. Și sper ca și eu să reușesc să demonstrez toate aceste calități, pentru că sunt oarecum obosită, dar cu ajutorul vostru și cu înțelegerea unora dintre voi, deși știu că sunt și oameni foarte critici, nu știu de ce sunt unii atât de critici. Vă arăt mai aproape florile, crizantemele pe care le am în glastră în dormitor. O combinație foarte frumoasă. Vă alegeți ce culoare vă place. Ce culoare vă place? Aceasta ar fi 1, aceasta 2 și aceasta 3. Un set de cărți pentru fiecare. O grămadă de cărți am pregătit. V-am zis, dacă cumva mă exprim un pic mai anapoda, gândesc un pic mai încet, înțelegeți că sunt oarecum obosită, dar mă strădui să fiu alături de voi, chiar dacă etalarea va veni mai târziu, pentru că până o fac durează și așa a durat până am ales toate cărțile. Le-am amestecat, le-am selectat. Au venit care cum au vrut. Va mai dura până voi explica cât se poate și apoi va mai dura până voi downloada. În fine, important este să vă luați mesajul. Etalarea este, de asta dată, pentru octombrie, chiar noiembrie, hai să zicem bilunar, cu mesaje speciale pe care le primiți cu această lună nouă. Nu mai devreme. În această lună nouă. În balanță. Semn atât de frumos. De diplomatic. De conciliant uneori. Sper să fie de bine pentru toți cei care v-ați ales unul din aceste seturi de cărți. Dacă se întrerupe, voi continua cu partea a doua. Evident. Sper să nu. Deci, vă alegeți 1, 2 sau 3. Numărul 1. Ați primit ca și mesaj de la îngeri. Mesajul numărul 4. Poate 4 vă spune ceva. Sunteți nelimitați. Puteți să faceți orice. Ideea este să faceți ce trebuie. Ideea este să vă conectați la sufletul vostru și nu doar. Pentru că vorbim de balanță, vorbim de pereche, vorbim de echilibru, să vă conectați la sufletul vostru pereche și să înțelegeți și ce vrea persoana respectivă. 4 e un număr echilibrat și totuși cartea vă îndeamnă să ieșiți din acest 4D, din aceste șabloane pământene și să îndrăzniți să tindeți mai departe, să vă ridicați spiritual. Sunteți fără limite și voi, și sufletul vostru pereche, și mai ales, așa simt, așa vă transmit, împreună cu sufletul pereche, sunteți nelimitați. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un săgetător, alții cu o persoană în semn de apă. Mesajul următor. A vrut să iasă de două ori? Vă certific asta. Muzică. Conexiunea la muzică vă vindecă. Asta o știm. Poate prin... aveți ceva de vindecat.
ori voi personal, ori în relație cu cineva, probabil persoana care apare aici, o să vedeți de ce. Sau o să vedem, mai bine zis. Ideea este că dacă cumva faceți muzică, sunteți nelimitați în creativitate. Asta pentru că am văzut la un moment dat ceva, o să vedeți. Sper să nu uit, dar oricum e o chestiune care ține de creativitate. Pe de altă parte, dacă trebuie să comunicați cu persoana dragă, puteți să încercați și prin muzică. Oricum, muzica vă înalță. Încercați să ascultați muzică de vibrație înaltă care vă ajută să vă conectați la aceste forțe și vă ajută să manifestați cele mai ambițioase dorințe și vă ajută să vă simțiți fără limite. Acestea au fost scurte mesaje de luna nouă, deși toate cărțile sunt de luna nouă. Acum, unde sunt, ce simțiți voi pentru partenerul vostru? 7 de bâte. Mai încolo avem și ce simte partenerul. Ok. Voi, evident că puteți să inversați, dar voi simțiți că pe de-o parte vreți să vă luptați pentru această relație, de altă parte, poate unii dintre voi încerca să vă apărați, dar eu simt că vreți să vă luptați cu ceilalți, să vă protejați relația, partenerul, eu știu, de invidioși, de concurență. E o luptă dură. E o luptă foarte dură. Simțiți multă pasiune. Poate persoana față de care simțiți atât de intens, pentru că e o luptă, da? Are planete în semne de foc sau poate voi aveți planete în semne de foc. Oricum, simțiți nevoia să rezolvați niște probleme. Ce simt ei? Justiție. Ei simt că e momentul să se facă dreptate. Ei simt că sunt în echilibru față de voi. Interesant, foc și aer. Există mai multe variante. Vă mai dau câteva. Posibil ei fiind atât de echilibrați să vă irite un pic și să deveniți un pic mai combativ tocmai pentru că sunt ei atât de echilibrați. Ei seamănă oarecum cu opoziția balanță berbec. Însă ei au ceva de comunicat și s-ar putea unora dintre voi să nu vă facă plăcere ce au ei de comunicat. Ei au cântărit niște lucruri și încearcă să manifeste dreptate în relația cu voi. Că e avocat, că e balanță, nu e obligatoriu, poate are balanță, e de fapt, am intrat noi în zodia balanței, poate această perioadă îi marchează într-un fel mai special. Asta era a lor. Asta știu sigur. Ce vă susține pe voi? Răbdarea. 7 și 7. După cum am spus, unii dintre voi sunteți cam agitați. Simțiți nevoia să vă luptați, eventual să vă luptați cu ei, să le demonstrați, eu știu ce, dragostea voastră? Sau au fost niște discuții cântărite, echilibrate, care se discută în această perioadă? Poate discutați despre o separare sau despre o împăcare, pentru că trebuie să aveți răbdare. Posibil și asta. Dacă e vorba de împăcare, probabil că din acest motiv sunteți chemați să ascultați muzică, eventual să încercați într-un mod foarte frumos
să-i abordați, nu atât de agresiv. Chiar dacă aveți pasiune. Ce vă susține această răbdare? Interesant. Vă susține o comunicare foarte profundă cu Luna. Vedeți cum crește și descrește? Suntem deja la luna nouă. Aici sunteți voi. Trebuie să aveți răbdare. Cel puțin o lună. Ca să rezolvați această problemă. Ce vă blochează? Nebunia asta. Dorința de a risca. Este foarte marțian și unul și celălalt. Da? Probabil că aveți tendința să riscați, să vă aruncați în discuții, în acțiuni. Dacă cumva este cazul de o despărțire, acest zero este riscant pentru voi, pentru că este foarte posibil să vă pierdeți echilibru. Echilibru este în partenerul vostru. Așa simt, așa citesc. Și din acest motiv trebuie să aveți răbdare, răbdare să lucrați cu ei, eventual să vă împăcați. Dacă o mai fi loc de împăcare. Ce îi susține pe ei? Creativitatea. Echilibru și creativitatea. Poate au pe cineva foarte creativ în preajma lor sau la care se gândesc. Și din acest motiv apare totuși muzica. Pentru cineva există arta, există o vibrație înaltă care vă susține pentru unul dintre voi. Eu cred că pe amândoi, dar pe unul s-ar putea arta să-l susțină mai mult. Ce-i susține pe ei creativitatea? Poate să fie o altă balanță sau un taur, cineva născut în martie. Oricum, o persoană foarte artistică, sensibilă, foarte, foarte abundentă. Pe tot ce pune mâna, reușește să facă lucruri de valoare. Cor fi ei, cor fi altcineva, această energie îi susține. Repet, poate să fie energie pură sau o persoană. Sau ei să manifeste aceste calități. V-am zis, sunt un pic cam obosită, dar sper să mă înțelegeți. Ce îi blochează această carte? Nu știu de ce îi se zice totalitate. Pentru că arată a trio. Și este similar cu 5 de bâte. 5 de bâte care înseamnă conflict, conflict interior. Și avem și aici un soi de conflict, de luptă. Probabil că au fost niște conflicte între voi, nu degeaba apare și balanța. Că balanța apare după conflicte, după luptă, după probleme, după nedreptăți. Ce îi blochează pe ei? Probabil că au fost puși într-o situație în care a trebuit să jonglați. Vedeți, este clar un trio. Doi au fost de o parte, a apărut al treilea. Aici s-a produs scânteia. Cineva a încercat să-l țină pe celălalt, dar s-ar putea să se producă prinderea de către a treia persoană. Eu știu care sunteți. Cor fi ei, că sunteți voi, dar dintr-un motiv s-a produs, da? Din joacă, dintr-o glumă, dintr-una într-alta, fără să vă dați seama, s-a produs această situație. Că poate ați fost voi aici, poate au fost ei, voi știți. Nu investighez chiar atât de aproape. Dar acest 5 îi blochează pe ei. Eventual sunt deocamdată în echilibru. Și 5 înseamnă schimbare. E un număr destul de agresiv, 5.
Schimbarea îi blochează și pe voi riscul. Dacă e nevoia de risc, sper să o temperați. Dacă e nevoia de schimbare, sper să o tempereze. În principiu, interesant, pentru foarte puțin dintre voi, poate să fie vorba de o creștere. Și creativitatea e similară împărătesei și aici avem o femeie gravidă. E o chestiune care ține de creștere în relația dintre voi doi. Poate, la un moment dat, cineva să și rămână așa? În fine, trecem peste aspectul ăsta. Unde sunteți voi în relație, în, din punct de vedere spiritual, în această relație? Aveți învățătorul, dar înțeleptul, dar este invers. Este foarte posibil, chiar dacă vă supărați pe mine, persoana aceasta, că sunteți voi aici, că sunt ei, în fine, am zis că puteți inversa pozițiile, persoana de aici să nu fi fost înțeleaptă. Nu degeaba și se leagă. Interesant că iar avem un 7, avem 3 de 7. Da? 7. 7 și aici 7, doar că e invers. Probabil că prin iulie s-a întâmplat ceva. De este că acest înțelept are puterea să umble în întuneric pentru că și-a descoperit lumină. Lumina interioară are niște ghii spirituali foarte puternici. Un octonic, altul aerian. Un lup feroce și o bufniță foarte înțeleaptă. Posibil. Încă mai aveți ceva de învățat. Este invers. Nu degeaba. Riscul este. Sau vă blochează această acțiune riscantă. Și sunteți sfătuiți să aveți răbdare. Da? Uitați ce diferite sunt între 7 de bâte și această răbdare. 7 de monede, da? Să investiți, să vorbiți cu grijă, să vă purtați cu grijă. Unde sunt ei din punct de vedere spiritual în relație cu voi? 2 de pământ. Jonglează. Trebuie să jongleze. Iar e o chestie care ține de echilibristică. A intervenit în viața unora o a treia persoană. Alții pot să jongleze cu banii din niște motive, dar sunt creativi. Pe de-o parte și sunt totuși în echilibru. Chiar dacă jonglează, jonglează bine. Da, ai ieșit 5 în poziția blocajelor. Orice schimbare este riscantă. Schimbarea e riscantă. Trebuie să fie în echilibru, da? Că altfel pică ouțele. Și iar, nu știu, mi se pare oarecum similar cu această lună. Și ei trebuie să manifeste un pic de răbdare. Sau cine o fi aici? 2 de pământ. În această stare în care jonglează persoana de aici, trebuie să se conecteze undeva deasupra. La această coroană, la un mental superior, poate nici măcar al lor. O conștiință absolut superioară ca să poată să rămână în această poziție foarte importantă. E super, super importantă. Și justiția și, așa zisă, Marea Împărăteasă. Fantastic. Ce animal, ce totem preluați voi sau ar trebui să preluați? Tigrul, iar ei ar trebui să preia oul cosmic.
amândouă foarte intense, iar semn de foc, da? Semnul alchimic al focului. Aici avem un semn foarte evoluat, o persoană foarte evoluată. Semnul alchimic al eterului, da? Aici voi trebuie să preluați din înțelepciunea tigrului. Tigru în mai multe cărți înseamnă și Marea Preoteasă. Este un semn lunar, spre deosebire de leu care este semn solar, da? Opoziția soare, vărsător. Știu că sună ciudat că am vorbit de vărsător la semn lunar, dar știu eu de ce. Voi trebuie să învățați. De-aia v-a și apărut înțeleptul invers. Încă mai aveți de învățat, încă trebuie să aveți răbdare și cred că pentru foarte mulți dintre voi trebuie să aveți răbdare cu voi înșivă, pentru că e vorba de corpul vostru, nu musai fizic, eteric, emoțional, intelectual, energetic, e vorba de voi. Voi trebuie să aveți răbdare cu voi, în felul în care nu doar îi abordați pe ceilalți și această persoană, care vă abordați pe voi, pentru că felul în care acționați cu alții vă reprezintă. Este felul în care acționați cu voi. Înțelegeți? O fi târziu, dar sper să fiu clară. Deci trebuie să învățați să aveți viziune, da? Al treilea ochi, să vă deschideți al treilea ochi și atunci să acționați conform viziunilor, cu pasiune, evident. Trebuie să aveți răbdarea prădătorului. Evident, nu trebuie să deveniți prădător. A, și tigru și aici șaptele de bute acționează într-un mod destul de agresiv. Dar poate că tigru nu acționează, poate că are răbdare. E un prădător cu răbdare. Oul cosmic este sfârșitul tuturor. Este la sfârșitul setului de cărți. Este finalul. Omul acesta sau persoana aceasta trebuie să iasă dintr-un ciclu. C-o fi cu voi, de-aia am vorbit de separare, c-o fi profesional, c-o fi emoțional, spiritual, este pregătit. Este pregătit oricum. Trebuie să iasă din niște șabloane, să se ridice ca acest șarpe. Și avem oul, avem și creativitate. Avem și această femeie gravidă. Pentru unii, am spus mai devreme, este posibil să rămâneți însărcinați. Însărcinate, evident, nu însărcinați. Însărcinate. Sau însărcinate cu, eu știu, niște responsabilități. E o chestiune de fertilizare, de fertilitate. Iar șarpele este simbol falic. Însă eu pe ei îi văd mai masculin decât pe voi, chiar dacă voi aveți aici un șapte de bâte, destul de agresiv, dintr-un punct de vedere. Că vă luptați pentru ei, că vă luptați să vă susțineți poziția voastră în fața lor, voi știți. Oricum, ambele cărți, și la voi și la ei, implică conectare la intuiție și la niște forțe superioare, da? Mental superior, cum am zis mai devreme și aici, da? La 2 de, la 4 de, 2 de pământ. La un mental superior, la niște energii superioare. Uitați, și această femeie se conectează la lună. Sunt acele câteva zile dinainte de lună nouă, după cum arată. Pregătirea de însemânțare într-o privință, într-o relație. Că trebuie să vă împăcați și să însămânțați această împăcare, că trebuie să legați relația, rămâne de văzut, voi știți ce e în viața voastră.
Ideea este că între voi se poate manifesta acest valet de bâte. Ce simțiți? Ce simt ei și ce manifestați? Valetul de bâte. Un început. Poate să fie un copil, un semn de foc. Pentru cei, da? Cele. Așa, dacă nu e copil, comunicare, mesaje pasionale. Mergeți la 7 și cu un 8 către o transformare a situației dintre voi, a relației. V-am zis, dacă v-ați gândit la despărțire, aveți șanse cu răbdare, cu intuiție, cu înțelepciune. Trebuie să întoarceți înțeleptul în poziție normală. Cu înțelepciune și cu echilibru, echilibristică. Puteți să vă împăcați. Dacă nu vă veți împăca, poate acest valet de bâte să însemne un început frumos, dar separat. Pentru că există o justiție. Dar revin, este foarte posibil, dacă aveți niște probleme în relație, să vă împăcați și dacă sunteți la început, să înceapă relația și să aveți răbdare, să nu vă grăbiți, da? Nu vă grăbiți. Pentru că o relație nu se manifestă așa, fac. La punctul 0, la luna 9, da? Asta e luna 9, e 0. Întuneric total. Și tocmai pentru că e întuneric și nu vede, riscă să pice. Aici este lumină. Aici se vede. Când cineva iese dintr-o relație și începe, na, începe o alta. Concepe cu voi, că vă reîmpăcați, repet, vom vedea. Dar aici e lumină. Aici văd când se apucă, da? Aici nu vede, că e întuneric. Iar e interesant și aici și aici. Da. Oarecum luna nouă poți să o denumești. Poți să o denumești luna nouă. Ce vă doriți voi? 10 de bâte. Dacă cumva ei sunt într-o relație și trebuie să se separe de relația cealaltă ca să fie cu voi, vă doriți ca ei să închidă acel ciclu, acea căsnicie obositoare, stresantă, în care a intervenit a treia persoană. Eventual, voi vă doriți această pasiune să vă implicați total responsabil, la maxim, să-i susțineți această relație din toate puterile voastre și să ridicați relația. Da? După cum vedeți, el o ține. Da? Vă doriți să țineți relația. Deasupra provocărilor, să aveți puterea. Ce-și doresc ei? 5 de cupe. Probabil că există o dezamăgire în această poveste. Orică v-aș certa și trebuie să vă împăcați, orică ei sunt căsătoriți și se despart și încă sunt dezamăgiți și se leagă prietenia cu voi, sunt mai multe variante. 5 de cupe e dezamăgire. Ei sunt dezamăgiți. Dar ce e frumos la această carte, ce își doresc? Își doresc să se ducă pe apa sâmbetii toate dezamăgirile. Oh, își doresc această împăcare. Sau împăcare sau o nouă relație cu voi. Da? Își doresc aceste gesturi de tandrețe. Să vă aducă flori sau să primească flori. Da? Să poată să fie vulnerabil și să lase vechile pasiuni și trădări și supărări și tristețe să lase să se ducă. Iar un 5, iar schimbare. Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei care au ales numărul 1, pentru octombrie-noiembrie. Revin cu următoarea. Numărul 2, dragii mei. Sper să nu adorm pe cărți. Deși m-am culcat și mai târziu, dar de obicei aceasta e ora la care citesc sau mă documentez. Mesaj de la înger pentru voi. Acționați de ca și când partenerul este aici. Aveți numărul 37.
Poate asta vă spune ceva. 3 cu 7, 10. Deci 1, un început. Puteți să începe să manifestați sufletul vostru pereche. Chiar dacă nu este lângă voi. Și am mai spus-o. Și unde am spus-o? Cred că la etalarea pentru pești sau pentru rac. Dacă vreți să reascultați acolo. Purtați-vă de ca și când este aici sufletul vostru pereche. Adică, am mai dat sfaturi. Faceți loc în pat. Aveți două perne. Încercați să nu aveți patul lipit de perete. Așa se zice. Vorba din bătrâni. Faceți loc în dulap. Un loc în care să-și spună piei, hainele, pantofiorii, lucrurile. La bucătărie, eu știu, fiecare să aibă, sau la baie, loc pentru lucrușoarele sale. Faceți-vă timp în programul vostru pentru ei. Chiar dacă ei nu sunt aici lângă voi, vorbiți cu ei de ca și când ar fi cu voi. De ca și când îi aveți în brațe deja. Frumos. Alt sfat? Vorbiți cu îngerii voștri. Să vă susțină. În loc să vă îngrijorați, întrebați divinitatea. Cereți ghidaj de la divinitate, da? Vorbiți cu îngerii voștri protectori, cu arhanghelii, Mihail, Gabriel, Uriel, Rafael și câți mai sunt. Frumos! Cereți ajutorul divinității în această relație. Să se materializeze, probabil că încă e în stadiu de manifestare. Haideți să vedem ce simțiți voi, nouă, pe băte. Ce simt ei? 7 de cupe. Băte și cupe. Pasiune și emoție. 9. 9 este un semn spiritual. Nu degeaba vi s-a zis să vorbiți. Pentru că, în principiu, voi ați trecut prin multe. Ori fi trecut și ei. Nu zice nimeni. Poate că ei au trecut și voi vă gândiți, simțiți pentru ei. Poate că aici sunt ei. Și voi îi simțiți și aici sunteți voi, da? Deci e posibil niște persoane pasionale, rezistente, care au o tărie deosebită. Trecuți prin lupte, prin încercări și încă șarmanți, încă pasionali. Există un singur loc prin care puteți să vă furișați în sufletul lor. În spatele zidurilor. Va trebui să-l găsiți. Ce simt ei? 7 de cupe. Poate că au Venus în Scorpion. Poate că au Venus în conjuncție cu Pluto sau cu Neptun și își fac vise. Au, posibil, fantezii în relație cu voi. Sau vă simt confuzi. Sau poate amândoi vă faceți, aveți vise. Sau mai bine zis, visați unul la celălalt și ei vă simt. Probabil că există și o telepatie, cu atâtea cupe n-are cum să nu existe și telepatie. Însă ei simt că deocamdată lucrurile sunt în aer. Plutește dragostea, plutesc și opțiunile și posibilitățile, dar totul este încă confuz. Poate voi sunteți aici, repet. Poate ei sunt aici și voi simțiți. Simțiți pentru această persoană puternică și ei vă simt pe voi foarte delicați, confuzi, imaginativi, idealiști. Bine. Ce vă susține pe voi? Existența. Este similar cu magicianul. Trebuie să intrați în existență, într-o nouă etapă a vieții voastre. Poate într-o nouă relație cu această persoană, că nu degeaba ați avut, purtați-vă de ca și când partenerul aici. Probabil încă nu sunteți împreună. Existență. Trebuie să învățați să manifestați și să vă puneți dorință în seara asta. Să fiți cu ei. Nu-i cometă, e lună nouă, dar tu noapte. Tot cer înstelat și e senin. Să vă nașteți, să renașteți, dar spre manifestare.
Ce vă stă în cale? Să atârnați de trecuți, de trecut. Dacă aici sunteți voi, încă blocați sau blocanți în fața lor. Trebuie să renunțați la trecut, să nu vă mai gândiți că v-a durut sufletul, că aveți durere de cap, că aveți nu știu câte răni. Renunțați. 5. Schimbare, da? Renunțați și începeți să manifestați ce? Această bâtă. Da? Reveniți la valetul, la asul de bâte, la valetul de bâte, da? Deveniți niște regi, niște regine, eventual, că tot ați trecut prin atâtea. Sau măcar generali. Lăsați trecutul, blocajele, problemele. Ce îi susține pe ei? Schimbarea. Ce frumos, ce frumos, ce frumos. Și nici nu pot să vorbesc despre atare că e noapte. Octombrie, luna 10-a, da? În octombrie, teoretic, ar trebui să se producă schimbarea, măcar în celelalte planuri și să simțiți. Schimbare și manifestare. Ce frumos! 10 și 1. Superb! 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 Treceți de la 9 la 10. De la 7 la confuzii, de la confuzii la manifestare și unul și celălalt. Și într-un fel sau altul, cred că vă echilibrați unul pe celălalt, vă completați. Schimbare. S-ar putea... Da, acum că tot încep să duceți, s-ar putea să aveți nevoie și să comunicați. Unul cu celălalt. Brusc mi s-a pus un noduleț în gât. Probabil că aveți nevoie să comunicați. Vom vedea ce se mai arată. Nu mai țin minte cum au venit cărțile, dar trebuie și ei să se echilibreze dacă sunt confuzi. Eventual, echilibrarea lor implică și echilibrarea voastră, pentru că văd un yin și yang, yin și yang, masculin și feminin. Treceți de la confuzie, de la pasivitate, de la receptivitate, la acțiune, la manifestare. Și ceea ce face unul influențează și acțiunile celuilalt. Ce-l blochează pe acest personaj? 10 de bâte e similar cu 10 de bâte. Super! Epuizare și se simte persoana ca și sub presiune. Dacă e într-o altă relație, dacă are alte probleme, din acest motiv apare și confuzia și opțiunile. Voi știți. Că o fi la locul de muncă, că o fi acasă, 10 de bâte. După cum vedeți, simte persoana că se crapă totul în jur. Numai. Deci are nevoie să, altfel explodează, are nevoie să schimbe. Poate tocmai din acest motiv voi, cu aura voastră, îi faceți să viseze la altceva, să viseze la schimbare, să viseze la lucruri frumoase și să se elibereze măcar prin vise, prin dorință, prin idealuri de această stare foarte negativă. Unde sunteți voi, din punct de vedere spiritual, în relație cu ei? 9 de aer. Aceste cărți nu sunt ca și tarotul, sunt altfel de cărți. Oricum, chiar dacă până acum nu ați putut să manifestați material niște lucruri, aveți totuși, ați acumulat multe cunoștințe, multe informații și ați ajuns la o putere de manifestare. Unii dintre voi, doar să vă cunoașteți. Dacă vorbiți cu îngerii, degeaba vi s-a zis, acționați mental, evident, gândind. Deci, voi puteți să manifestați prin gânduri ceea ce poate unii nu reușesc nici măcar cu mâinile. Înțelegeți? E noapte, nu pot să țip. Persoana aceasta acționează de ca și când partenerul e aici. Așa simt. Chiar dacă ea, să zic, e legată, chiar dacă e singură, chiar dacă are probleme,
are energie în mâini și mentalul îi lucrează foarte bine. Sunteți conectați la un alt univers. Voi, nu, e nou număr spiritual, avem și aici număr spiritual, da? Aveți 3 cu 7, 1, avem 1 și aici, aveți, da? 5 iar înseamnă schimbare, 10 iar schimbare, iar 10. Oricum, voi aveți, sunteți conectați la un alt univers. Nu degeaba vi se zice să vorbiți cu îngerii voștri. Îngerii voștri sunt aici. Mintea voastră e într-o altă dimensiune, aici. Voi puteți să simțiți legătura aceasta chiar dacă încă nu s-a materializat în 3D. Și în momentul în care lucrați cu voi, trăiți lucrurile aici, puteți să le chemați, da? Să vină pe pământ. Ca această cometă. Sper că mă înțelegeți, da? Am zis, e noapte, sunt obosită, dar sper să fiu totuși înțeleasă. Chiar am vrut să fac această etalare. Unde sunt ei? Din punct de vedere spiritual, în relație cu voi, la 4 de foc. Sunt în poziția în care trebuie să iau o decizie. Să fie un arbitru. Între situațiile prin care trec, probabil, între confuzie și această negativitate intensă. Poate trebuie să aleagă între voi și o altă persoană. De obicei, 10 de bâte, v-am zis, este similar cu o căsnicie epuizantă. Voi ați fi aici, partea luminoasă, iau ce frumoasă, da? Partea luminoasă care creează vise și optimism, da? Da? Și opțiuni. Și aici, partea întunecoasă, o relație cu cineva, da? Și atunci ei trebuie să schimbe, dar ca să schimbe trebuie să fie în echilibru, yin și yang, cum am zis mai devreme. Trebuie să schimbe. Și o chestiune, interesant ce văd aici. Iar există un trio, pentru unii, nu pentru toată lumea. Trio poate să fie a treia și poate să fie un job sau niște responsabilități, da? Dar trecem, sau niște prieteni amici. Trecem peste asta. Nu toată lumea are trio. E o chestiune care ține de o cupă. Ei trebuie să primească o cupă, da. Să aleagă, da. Să aleagă din aceste cupe una. Dar mai întâi trebuie să ia decizia. Trebuie să blocheze anumite comunicări până intră în echilibru și iau decizia. Eu știu cu cine rezonează. Cu cineva trebuie să rezoneze, că nu degeaba. Am simțit nevoia să fac aceste etalări în noaptea asta. Trebuie să lucreze un pic cu ego-ul lor. Ego-ul are și el o parte pozitivă și negativă. Animalul pe care îl reprezentați sau care ar trebui să vă inspire pe voi și animalul care vă reprezintă pe ei sau ar trebui să se inspire de la acest animal. Voi aveți elefantul. Sunteți puternici, mai oamenilor. Sunteți puternici și ei sunt. Și ei sunt. Amândoi sunteți pasionali. Amândoi sunteți focoși. Aveți amândoi semnul alchimic al focului, chiar dacă ei sunt ape. Sunt emoții. Să știți că nu există pasiune fără emoții, nu? Amândoi sunteți focoși. Amândoi sunteți puternici. Însă, total diferit și asta nu înseamnă că nu dați bine împreună, vă completați. Voi sunteți plini de forță, ei sunt plini de grație. Voi totuși, într-un fel, se vede, cel puțin în relație cu ei, da? Veniți cu putere. Poate sunteți manifestori. Sau poate trebuie să vă descoperiți această calitate. Aveți o mare forță. Lăsați un impact puternic asupra lor. Din punct de vedere intim, iar
Sunteți puternici. Există acest kundalini, un foc care pornește de jos și se ridică până la al treilea ochi. Când faceți, dacă veți face sau când veți face sau când faceți dragoste, puteți să vă conectați la această lume mult mai bine sau invers, vă conectați la această lume superioară și coborâți în ultima chakra și puneți bazele acestei relații. Da, repet, poate, sper să fiu clară. Elefantul, wow, reprezintă, cred că e similar cu regele de băte. Nici cu gazela nu mi-e rușine, pentru că și gazela este foarte înțeleaptă. Poate să fie mascul, evident. Nu e obligatoriu să fie femeie, dar gazela, nu, în general, ne transmite eleganță, grație. Probabil că ei sunt mai finuți. Poate au calități din acestea venusiene, poate sunt, că avem yin și yang, da? Iar avem ideea asta de balanță, de echilibru. Poate au planete acolo, sau pur și simplu așa sunt ei, mai finuți, mai eleganți, dar la fel de pasional ca și voi. Însă ei așteaptă. În această perioadă simt că trebuie să aștept. Eventual vă așteaptă pe voi, să veniți voi. Și dacă voi aveți niște blocaje, această energie vă transmite că sunteți susținuți din spate. Dacă voi simțiți cumva că nu aveți puterea să vă luptați cu blocaje, nu știți cum să manifestați, dați în urmă ca să nu mai arăt iar cartea. Așa. Aveți din acest univers, din această dimensiune, dacă vorbiți cu îngerii, aveți pe cineva, o entitate, o energie care vine cu forță din spate și vă deblochează, da? Vă dărâmă toate obstacolele și veniți cu forță în viața lor. Creați impact. Ei vă așteaptă și fierb. Au un soare în spate, dar Îl țin în spate, da? Vedeți? Îl țin în spate soarele. Dar fierb de la roșu închis spre galben. Tot glisează. Încearcă să-și tempereze emoțiile și pasiunea. Așa simt, așa citesc și asta e. Cereți reușiți să manifestați echilibru și asta e superb. Pentru că este prima carte cu monezi. Prima carte care reprezintă pământul. Da, după atâta foc, emoții, reușiți să vă echilibrați din starea de confuzie, din starea de precauție. E balanță, da? Suntem în semnul balanței. Poate în această perioadă a zodiei balanței reușiți să veniți împreună. Să, eventual, pentru unii să ieșiți dintr-un trio. Și să echilibra situația. Sau pur și simplu să vă oferiți unul altuia ce aveți nevoie. În primul rând, să materializați această relație. Da? Să fiți generoși unul cu celălalt. Ce vă doriți voi? 3 de cupe, ce își doresc ei? Împăratul. Au nevoie de echilibru. Au nevoie pentru că sunt la extreme, dragii mei. Ați văzut, da? 7 de cupe și ce era mai devreme? 10 de bâte. Au nevoie de schimbare. Un moment de decizie. Din acest motiv trebuie să stea. Și gazela stă și împăratul stă. Ei stau și așteaptă. Vă așteaptă. Încearcă și se abțin. Dar se abțin. Dar și când vor fi împreună, vor fi, bănuiesc, așa cum vă doriți voi. Pentru că voi vă doriți să fiți fără restricții, fără blocaje. Dacă până acum ați fost, vă doriți, măcar din punct de vedere intim, să nu mai aveți nicio jenă, nicio rușine, niciun blocaj emoțional, fizic. Eu știu de care alt blocaj. Vă doriți să primiți
și să vă lăsați în voia dorințelor. Să creșteți, da? Interesant, da? Să creșteți prin aceste momente de intimitate. Da? Prima ceacră crește, să primiți trei, iar ține de comunicare. Poate chiar comunicați în timpul cu divinitatea. Da? Cu această lume, în timp ce, nu știu, vă atingeți, oricum, trei și